Franța este prima țară din lume care ar putea decide folosirea unei singure doze de vaccin pentru cei care au făcut deja COVID-19 și au imunitate naturală. Recomandarea vine de la Înalta Autoritate pentru Sănătate și va fi discutată în guvern. Specialiștii spun că doza unică ar trebui administrată la aproximativ 6 luni după vindecare. Soluția a apărut în discuții și în Statele Unite și în Italia, dar nu a fost evaluată de cercetătorii de acolo.